Salutare tuturor boșilor matinali care se uită la core la ora 9. Bă, nu știu ce să zic. Ar trebui de fapt să vă opriți videoclipul și să vă faceți o cafea caldă, pentru că eu am o cafea caldă aici și nu vreau să vă fac poftă, pentru că și eu filmez dimineață, adică chiar azi dimineață. E ora asta, hai să ne uităm. E 6:52. La 9 trebuie să apară videoclipul. Și nu o să fie chiar foarte, foarte lung, că na, trebuie să apuc să-l și randez, să-l urc și pe YouTube și să mai plec și la școală. Și vom face levelul la cal, așa că nu avem prea multe de făcut, pentru că nu avem nici timp prea mult. Vom citi cărțile. Sufletul lupului a ieșuat, bun. Sfâșie a mers, deci ne mai trebuie o sfâșie și facem. Mamă, deci face sfâșie M5 și nu face dinți. La dinți mai trebuie 3 cărți și la sfâșie o carte. Dinți chiar nu mai am cărți. Cred că nu mai am nici de-astea blestemate. Cărți blestemate. Dar ne uităm un pic așa, ora, poate găsim ceva prin trecere. Iar lovitură nu. Nu, ne-am mai uitat în shop-ul ăla și na. Astea nu știu ce sunt. Mitril. La ce naibă o fi bun mitrilul ăla? Dacă știți voi, spuneți-mi și mie în comentarii, că na, trebuie să știu și eu. Mamă, dar ce somn e. Dar stai să mai iau o gură de cafea, că na. Așa. Uite un sfâșie, ăsta e ieftin, îl luăm. Să avem acolo. Și pentru mâine și pentru poimâine. Adică mai am ceva sfâșie. Vreo 7. Deci ajung momentan ăla. Ia stai că ăștia era 15 sabie, un KPV, 3 critică, 5 pătrundere. Sunt destul de bunicei. Dar noi avem și mai bun, pentru că ne permitem și pentru că suntem boși. Și văd că nu găsim nimic ce ne trebuie și cred că o lăsăm baltă căutatul. Deci am plictisit eu să caut. Avea unul SS-uri acolo și vreau să văd la cât era prețul. 3800. Bă, dar greu mai crește piața, adică să se ducă mai mult, ca am o grămadă de SS-uri. Nimic. A, mergem așa în trecere, poate observăm ceva. Nimic. Nimic. Bibliotecă, nimic. Nu stau să mă uit în toate cărțile ăla, că are o grămadă. Dar nu mai aveți, bă, cărți bune, ce naiba. Cred că am văzut ceva pe aceea, sfârșit la 200. Nu și pe ăsta. Sfârșit la 200, luăm și pe ăsta. Ce mai luăm? Uite, încă un sfârșit. Încă un sfârșit. Încă un sfârșit. Bun, chiar ne-am făcut provizia de sfârșit. Acum avem destule. Da, o provizie de dinți, când apare? Să cumpăr și eu. Nu cred că apare. 300, mamă, scump. Uite, are asta la 2 milioane jumate, dar e mult, că na, vreau să dau cam 700 pe ele, deci cam 1.402.000 cărți ar veni. Și așa, hai să ne chinuim, să chemăm calul. Pentru că n-ai chin. Vă dați seama că nu vine el din prima. Mai ales că îl avem level 8 și mai trebuie 2 nivele și eu am citit decât 2 de alea, de vină calul mai repede. Cheamă calul așa. Nu mai știam cum se numește. Trebuie să mai iau și cărți de alea să citesc. Dar, na. Mai dau bani și pe alea momentan. Sunt vreo 500, 600, 700, aproape 800. Da,
un antrenar. Cred că mă duce în țara de foc, cum a spus voi. Exact. Deci aici e cam foarte, foarte mult de mers. Sper să nu vă plictisiți. Că de-abia acum începe aventura, măi băieți. Ce, vi se pare destul de departe punctul ăsta? Stați să-l vedeți pe următorul. Și cam în ultimele zile am pus numai ro. Da. Deci am pus ro vreo 5 sau 6 episoade la rând, dacă nu mă înșel. Cam vreo 4-5 așa. Deci v-am pus seria preferată zilnic. Dar văd că au scăzut vizualizările. Ce faceți, măi, boșilor? Vă mai uitați cu aceeași poftă și același interes? Care e problema? Mob de level 69. Perfect. Ce poți să-ți dorești mai mult decât niște mob de level 69? Da. Adică mi-aș dori să nu am prea multe ținte. Dar uite că sunt o grămadă. Și e de mers. Sper să meargă din prima. Pentru că mi-e lene să-l fac a doua oară. Și dacă îl facem, îl facem 9 acum. Și mâine putem să-l facem 10 și armat. Deci, da, o să ne chinuim la 10. Deci o să fie un episod tot cu 10. Pentru că, na, vă dați seama că o să șeze, că e ultimul și cred că e șase de vreo 2-3-4 ori. După aceea urmează armatul. După aceea am întâlnit cu calul. Dar e bine totuși că merg aproximativ la fel cu emurile. Că na, sunt aproape de M5 cu toate. Nu e chiar foarte, foarte mult. Dar până la G-uri durează, durează. Mai ales cum meșează mie. Ah, stai că trebuie să mergem în jos. Păi de găsim un metin în ceva, dar nu mă dau jos. Am învățat minte. Deci mă ispitesc singur. Vreau să văd dacă reușesc să mă abțin să nu mă dau jos după cal. Așa, s-ar putea să fie ultimul, dar nu cred. A, da, e ultimul. Înapoi la creșter. Momentan folosim și noi inelul. Ca să nu mai mergem până la teleport. Și dacă avem acum noroc să meargă din prima, ar fi minunat. Stai. Nu mai nimerez de voi. Îmi sună alarma, e 7 fix. Greș, dar... Ok. Hai. O eșuat! Perfect! Mai facem încă o dată. Dacă și acum eșuează, urmează mâine partea a doua din făcut cal și zic că vreți asta. Hai. Tot acolo, cred. Da, adică sunt ultimele două nivele și bănuiesc că aici le faci. Pe ambele. Iar vedem acești mob de 69. Și ținta în fața noastră. Și acum să apară un metin ispititor. Avem 5 ținte de parcurs. Noi am luat de-abia una. Oare ce se va întâmpla? Va ajunge core la a doua țintă? Eu mizez pe da, dacă și voi nu uitați să apăsați butonul de like. Seamnă că ați avut dreptate dacă ați apăsat butonul de like și ați observat că a atins ținta 2. Oh my god! Și totuși a reușit. Oare va ajunge la ținta 3? Bine, gata, ne oprim aici, că să nu devenim enervanți.
Bă, nu știu dacă ați vrea să, să facem un videoclip cu farm și prin țară de foc. Momentan nu știu nicio rută, că nu prea am farmat deloc pe aici. Și... dar nu știu, aș vrea să fac într-un videoclip. Deci să caut o rută și să facem o rută completă de metine, poate găsim și boss-ul. Deci cam tot ce se poate farma în pădure, în pădure, doamne, în țara de foc. Chiar ar fi fain așa, știți? Un episod întreg cu ce puteți farma pe aici, unde se spaumează metinele, știți, să fiu și un ghid turistic, să vă zic exact, prin zona de aici, de aici până aici, găsiți așa, de aici până aici, atât de mare e, mea, ați înțeles voi? 4 și, a, da, e fix la fel, că tot aici am terminat și noi de data trecută, deci nimic diferit. Aoleu. Dar acum trebuie să mergem la un teleport. Bănuiesc că e vreun teleport prin centru. Dacă ne uităm așa. Baricadă, iarbă, teleport. Da, e un teleport. Dar cum, unde ajungem noi mai repede? Pe jos, așa, sau pe sus, așa. Zic să mergem pe jos, așa. Că e mult pe aici, când am mai făceam așa în sus, făceam o dată în jos. Ați înțeles voi, pentru că n-am. E dimineață și voi înțelegeți la fel ca mine. Parcă prin centru se afla și boss-ul, dar nu stăm să-l căutăm. Vă zic eu sigur, așa din experiențele mele cu metinul, că alte experiențe n-am. Dar na. Ba, n-am văzut nici măcar un metin de când tot ne plimbam pe aici. Poate nu știm noi pe unde să le găsim. Bă, un metin acolo să apară, să știu că am trecut pe lângă unul și că m-a ispitit și că am fost foarte dur cu el și că nu m-am dat jos după cal și nu am pierdut misiunea. Măcar trebuia să mă simt și eu bine acolo. Dar nu! De ce să apară un metin? De ce să apară ceva? Așa sunt cam mulți, aici sunt cam dubioși și fac un gangbang, cred. M-a ajuns în centru. A, e unul aici, de 78, care bănuiesc că a avut ceva treabă. Dar stai că ne duceam după teleporter și teleporterul e ascuns pe aici. Bun. Ar fi bine să meargă de data asta, că a treia oară nu îl mai fac. Chiar că nu îl mai fac a treia oară, că deja ne întindem destul de mult și nu o să mai apuc să randez videoclipul și nu o să mai aveți ce vedea. Și asta nu e bine. Bun, l-ai reușit pe toate. Rezultatul pentru cal. A ieșuat. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne auzim mâine la partea a doua din level 9 la cal. Ce să vă urez? Numai bine și să învățați și voi pentru simulările astea. Pentru că eu nu am învățat nimic, dar mă bazez pe sâmbătă și duminică, știți voi, că așa, ultimele zile e mai palpitant. Și nu uitați să vă uitați la domnul Core. Multă, multă baftă!